Domnișoară, cum să facă, doamnă? Oamenii erau în autobuz? Cum? Era mașina plină. Credeți de asta că e ușor să ai atâția, ca și oră de vârf pentru elevi? Ați frânat brusc sau? Nu, da, am frânat brusc. Nu, mă gândesc că din instinct, probabil, să nu... Bine că nu s-a întâmplat mai rău să pice. Dacă venea stâlful, găurea autobuzul. Cine credeți că este de vină pentru încărcarea stâlpilor cu atâtea cabluri? Păi, în orice caz, nu noi șoferi. Nu, dar cine considerați că ar trebui să fie responsabil pentru treaba asta? Pentru treaba asta trebuia să că a fost sesizări și la poliția locală și nu a făcut nimic, absolut nimic. Mă întreb pentru că se putea întâmpla o tragedie și poate era tras la răspundere de aceea. Deci ne chinuim de atâta timp ca să le băgăm pe sub pământ și tot nu reușim. Tot pe stâlțări. Asta este.